În data de 27 ianuarie, salvatorii vâlcene au intervenit la stingerea unui incendiu la grădina zoologică din Râmnicu Vâlcea, după ce acoperișul pavilionului unde sunt adăpostite maimuțele a fost cuprins de flăcări pe o suprafață de 20 de metri pătrați. Au fost evacuate de urgență 12 maimuțe din rasa pavian în țarcurile exterioare, iar echipajele sosite la fața locului au lichidat în cel mai scurt timp incendiul. Pompierii militari vâlceni au fost solicitați în data de 27 ianuarie anul curent pentru stingerea unui incendiu izbunit la grădina zoologică din municipiul Râmnicu Vâlcea. S-au deplasat de urgență forțe din cadrul detașamentului de pompieri Râmnicu Vâlcea cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială de primă intervenție și comandă. La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta la acoperișul unui pavilion de animale, iar acestea au fost evacuate în țarcurile exterioare de către personalul care le deservea. Datorită intervenției prompte și profesioniste a pompierilor militari bâlceni, incendiul a fost localizat și lichidat în limitele găsite. Din fericire, nu au fost persoane și animale rănite în incendiu, însă au ars structura din lemna acoperișului pe o suprafață de aproximativ 15 metri pătrați și termoizolația acestuia, cauza ar fi un scurt circuit electric de la o aerotermă folosită pentru încălzirea pavilionului.